Bună dimineața, prieteni! Noi v-am spus că ne pregătim de weekend. Ia uitați, sârge babă! Trage babă de coadă! Prieteni, aici pregătim pentru ceaun. Da? Am făcut și așa niște astea, cum vrea mama aici, sunt oasele tocate, toate. Ia uitați așa. Că el cât fierbe, atât se... Face și el salut. Cine? Aia. Vedem dacă avem un... Ia. Usturoi. Avem usturoi. Și dacă avem pâine de mămăligă. Nu avem. Mergem și cumpărăm. Ăsta e miel, prieteni. Miel. Aia ne, nu băga tu sare. Cadou, Eli, ia-ți cadou. Ia uitați, mă, șculeț. Așa. Îl fierbi într-o apă, dă-i linichiul ăsta pe mijloc, mamă. Ce? Hai să nu mă mușculeț, așa. Da? Lasă că mergi cu Mădălina acum în oraș. Dar dă-i cu sare pe el. Ai sare mare. A, n-am sare mare. Dar nu-l spălăm. Cum să nu? Spălăm. Alegeți-l aici și-au venit. Dar iau un ingen mare. Luca, da. Unde sunt genele mele ale verzi? Să mă duc să iau unul. Uite-le cum. Uite-le cum le să iau. Ligianul al mare. Ale mari. Am urătorea, bă. Sunt în spate. Și-am spus jazz dimineață că sunt acolo. Am. Mă rog acum să le iau eu de acolo. Ia finază prințul meu frumos. Lasă. Nu mai vorbim la al meu prințul tău. Aminte, mă. Prințul tău e cu Luțu. Prințul meu e ăsta. Și prințesa eu. Aha. Da. Faci ca capră. Așa este. Bunica e. Uite ăsta și cu ăsta. Punem coada. Aia e. Punem coada. Te-ai împăcat cu bunica. Bunica. Uite că mă încerc cu ea să te. Aole. Și a plecat și din bucătărie și făcea figuri. Talente. E milionar. De ce făceam talente? Mai tai manuele. Cuptorul din priză. De la. Zii tu adevărul, Mădălina. Că nu-mi filmăm noi. Da, să apar eu și pe canalul ei și pe al meu. Filmez eu pe al meu și tu filmează pe al tău. De la bunicul tu, telefonul și du-te tu la ea. Fugi. Da. Auzi. Hai. Atâta lasă. Da? Da. Du-te, schimbă, că candește. Hai, du-te, fugi. S-o cărăz mamă. Știi ce înseamnă? Ce faci, mamă? Bine. Eu m-am dus să fac baie și revin. Ce faci, Alinuță? Curăț. Și după le speli, da? Unde ai fost cu papă? Am fost, am luat pâine, am luat căpșuni. Acolo le-am luat putinte. Cam vezi? Nu sunt ca alea de la București, vezi? Ei, pe da, nu. Măcar sunt bune. Da. Și bine că sunt. Deloc. I-am dat și Luca să mănânce. A zis că sunt foarte bune. Ai spălat? Și acum faci curat ca o fată mare, ca o domnișoară ia frumoasă. Frumoasă. Hei! Ce? Da. De ce? Da, bine, acum. Las că nu are nimic. Ce? Bine. Oricum le-ai spălat. Prieteni, iar veni polițista pe capul meu. Numai în vloguri ne certăm, dar nu știu de ce. A pus mama tuciu și acel miel. O să punem și mama liga. Ce ten frumos mi se vede în cameră.
Ce tată? Care miel? Ăla e miel, nu-i capră. Miel ăla. Da. E miel. E râsul dracu, dacă vine brățenă și capră. Doamne, ferește. Trebuie mai târziu, prieten, să mă vopsesc, că am părul foarte gras. Albinoța, ia uitați pe ce face. Chiar, băi, cum ratam așa ceva. Alina! Ai ters toate geamurile? Lasă-l pe ăla, că știi Andreea, că n-ajungi tu, caspi de pe scară. Alina, dar dă-i mai bine pe aici, că a rămas soluție așa udă. Da. Și vezi că e frig. Prieteni, țin să vă anunț că astăzi până tata a dormit, m-am dus și am luat materiale pentru a renova această bucătărie. Am mai cumpărat și niște platouri și niște alea când o fi gata să mă apuc de ea. Vreau părere până luni când vine omul la muncă. Pentru ce ai cumpărat platourile? Pentru bucătărie. Nu zice lui Albina. Cumpărești pentru Alina. O măriți? Nu, coșul ăla e pentru aici. Mamă, ce mă super, să-l pun pe masă cu bomboane când vine cineva. Prietenii ăsta îl dau jos, deci renunțăm la el când o face tata bucătăria să o spargă pe asta, o să facă șemineu acolo. Dar până atunci, jos cu ăsta, că oricum nu ne ajută cu nimic. Și dacă e să facem foc la bucătărie, rămâne acolo că este coș. Închidem așa puțin gaura aia, dar luăm soba de la bunica mea din cameră, că oricum nu o folosește, și o punem la bucătărie. Dar șemineul ăsta nu vreau să-l mai văd. Ocupă și spațiu și stă degeaba. Și lucrurile care nu ne folosim de ele, nu are loc, nu are rost să le mai ținem. Dragi prieteni, tata să-și caute o chirie. Casa mică e a mea și bucătăria. Restul să facă ce vor, unde vor ei. Da? Am zis bine. Mulțumesc. Vreau să anunț prietenii că avem o sobă de vânzare. Care sobă? De la mama din casă. Nu, că nu o vând, o las aici. Păi, care-i treaba ta? Eu am cumpărat-o. Ai plătit-o tu? Ai plătit-o? Ai dat vreun leu? Dar nu trebuie sobă mie în casă. Bine, atunci o lasă maică mea în cameră și tu poți să te muți. Ești liber. Și așa asta e la București. Da. Lasă pe mamă, că și așa o stresez de se ceartă cu mine. Și mamă, m-ai invitat, da. Auză, dragi prieteni, am o sobă de vânzare. Păi, stai puțin, că eu am plătit soba aia, a plătit-o? A dat vreun leu? Vrea să o vinde el. O vinde el. Am zis că dăm afară pe ăsta de aici, spargem. Da. Și dacă o fi să fie să facem foc, o pun aici. Facem imediat. Un... Ce? Foc. Tu, auzi, soba aia e plătită de Modelina, spune așa, așa nu ai tu treabă cu soba aia. Poți să te muți. Tu vezi de treaba ta, la apartament, la București. M-am mutat de la... Noi suntem casnici, acasă ne descurcăm, fără tine, nu avem noi treaba. Nu mai avem nevoie de mine. Nu mai. Poți să-ți iei alta. Poți să-ți iei alta. Olga Lustănescu, mama lui Maria, Maria care și ea YouTube, tot așa se plângea de Uliu, mamă, 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 ce nervi mi-a făcut. Și era super supărat. L-a dat afară. Păi și ce? S-a certat cu el? Nu e adivină, el vine cu pretenții, cu figuri, pe unde umblă și o ia pe ea la întâmplă. Și ea acasă se descurcă cu toate pe cap. Ai televizorii? N-am mai de haptul meu. Muncisul de... Alina, te muncești degeaba, că noi mâine fărâmăm tot aici. S-a mutat. Bine, unul la Timișoara și unul la București. Deci... Dar de ce nu împreună să mă... Când am fă... Să stați amândoi. Să stați amândoi. Să vă luați câte una și să stați acolo. Să nu mai veniți acasă. Ai. Și tu și de curând. Păi descurcați-vă și voi. Baftă, fraților. Baftă, frații mei. Mergeți. Da. Tu cu unul ați revenit amândoi. Dar bine i-a făcut Olga. I-a făcut fix ca Maria care lucra la noi lui Masculu. Da. Așa i-a făcut. Așa că... Bă, nu mai stai. Da, să vă arăt ce faci. Lasă acolo să-și facă de ce. Să vedem bine. Gata, mamă! Mai ai?
Am fată mare de măritat, face treabă, știe să măture, să facă curățenie, are și un sfert de zestre adunată. Da, Alina? Mai târziu sau în alt vlog să vă arăt ce am adunat până la momentul de față pentru Alina. Mai trebuie, pentru că așa este frumos când se va mărita, cu cine se va mărita, oriunde se va mărita, îi trebuie zestre. La toamnă măritam. De ce toamnă? Acum, după Paște. Alina? Vrei să vină protecția să o caute? Să ne ia, să o caute. Deci, după Paște? Nu. Ba da, după Paște te măriți. După care Paște? La 18 ani? Nu, acum. La 10 ani. Eu asta am așteptat până acum, să facă 10 ani s-o mărit. Da, mami? Nici nu mă bag în seamă pentru că ea știe că glumesc cu ea. Da, mami? Bine, prieteni, vă pup, vă aștept mai târziu la un alt vlog. Nu mai stau să filmez capra iada ce e. O să revenim cu o altă surpriză mai târziu. Vedem pentru cine și cum și unde. Dar până atunci să filmeze restul, să filmeze bunica mea, taică-miu, mielul, oaia, ce e? Tu, câte căpșuni ai băgat în gură? Mai multe. Zici că ești patroana. Ia uitați cum arată și feliuța de prăjiturică. Gata, prieteni, vă pupăm!